Bună dimineața! Ne-am întors în Munții Făgăraș la o alergare pe Valea Sâmbetei. Ne îndreptăm spre cabana Valea Sâmbetei. Primul obstacol de pe traseu, turma de oi urcă astăzi pe munte. Odată cu vara vin și oițele pe munte. Cusulicu, sau cu și săi, nici nu deosebești pe câine de oi. Nu-ți dai seama ce îi, câine sau îi oaie. Cabana Sâmbăta, oră și 5 minute până aici, destul de cald, afară, dar este plăcut, este frumos, o scurtă pauză, ne realimentăm cu apă și mergem mai departe. Super! Suntem în fereastra mare a Sâmbetei. 2:25, da, acolo. Vârful Dara. Ce zăpadă mare avem aici. 2:25 am făcut până în fereastra mare a Sâmbetei din... De la Păstrăvărie, da, de la Sâmbăta. Ne-am mișcat destul de bine. Oh, peisaj foarte frumos. Bravo, dragă! Facem o scurtă pauză aici în fereastra mare a Sâmbetei. Luăm un mic snack, ne hidratăm, după care mergem mai departe spre Dara.
lacul Urlea și este un elicopter parcat lângă lac. Chiar mai devreme am văzut două elicoptere trecând prin zona. Cred că este unul dintre ele. Nu știu ce elicopter este. Nu este cel de la ISU de salvare. Este un elicopter, cred că alb cu albastru, da, de agrement, sau poate jos se renovează refugiu, au adus ceva materiale. Nu știu exact care este scopul și durata vizitei. Acolo foarte, foarte frumos se vede de aici. Bravo, dragă! 2500. Ce fain! 3 ore 50. Super! 3 ore 50 până pe vârful Dara, de la stațiunea Sâmbăta. Wow! O alergare extraordinară. Grea, lungă. 15 km și 60. Așa mult a făcut! Da. Mai mult decât mi-a arătat pe net. Aia înseamnă că facem 31 în total. Da. Da, no. Wow. 5 minute pe vârful Dara și ne îndreptăm spre hârtopul Darei, să vedem cum este și acolo, după care oricum ne mai întoarcem aici la coborâre, tot pe aici o să trecem la întoarcere. De pe vârful Dara am venit foarte repede, în câteva minute, și pe vârful hârtopul Darei, 2506 metri. E cam aceeași priveliște, e superb și aici, se vede aproape întreaga creasta Făgărașului și de asemenea și creasta Pietrei Craiului, în spatele nostru creasta Făgărașului. Și în fața noastră iar este... în fața noastră creasta, wow, Pietrei Craiului, care ne așteaptă. E super fain să vede, dar sunt, da, niște nori puternici acolo, da, astăzi. Poate dă cu ploaie, poate nu. Se vede, nu, în întregime. Da. E super. Bine, și munții Iezer, da, aici, în apropiere, în care nu am fost încă, urmează. Da. Iar aici, jos, în fața noastră, sunt niște lacuri. Da, o căldare foarte mare, da, cu lacuri. 1, 2, 3, 4, 5 și altele mai mici. Traseul de astăzi este o premieră pentru noi, deoarece din fereastra Marea Sâmbetei nu am mai fost niciodată în partea stângă, în partea aceasta a crestei Făgărașului, și este un traseu superb. De asemenea, nu este tehnic, deci este foarte ușor de parcurs, atât în alergare cât și în drumeție. Traseul de la Sâmbăta de Sus și până în fereastra Marea Sâmbetei l-am mai făcut și toamna, în luna octombrie. Astăzi am venit din nou aici și mi-a plăcut foarte mult, deoarece e total diferit să vii vara, când este înflorit rododendronul, este superb în această perioadă. A fost frumos și toamna. Dacă vrei să vezi clipul nostru de pe vârful Moldoveanu prin Valea Sâmbetei, ai un link aici. A fost superb și traseul respectiv.
pe partea de coborâre de la cabana Valea Sâmbetei și mergem spre Sâmbăta la mașină. Mai avem un pic, câteva kilometri. Finalizăm tura de astăzi de pe vârful Dara și Hârtopul Darei. O tură destul de lungă și solicitantă. Suntem un pic obosiți, dar ne revenim. Mâine este zi de relaxare. La drumul principal, direct spre Sâmbăta. Mai pot? Mai pot un pic. S-a plăcut, da? Da, foarte fain. Tură excelentă. Deci a fost destul de solicitantă tura, dar nu e epuizantă. Bravo, dragă! Uite aici e mașina. Am ajuns cu bine la mașină. Bravo, cu străduri. Bravo. O tură excelentă. După aproape 32 de kilometri. 32 de kilometri. Wow. 32 de kilometri. Sunt curios ce diferență de nivel am avut până în momentul de față. Am finalizat traseul de astăzi. Am fost într-o alergare până pe vârful Dara și vârful Hârtopul Darei. Am pornit în acest traseu din Sâmbăta. La întoarcere am optat pentru un alt traseu. Ne-am întors tot pe partea de creastă, dar înainte de fereastra mare a Sâmbetei am făcut în partea dreaptă prin căile Bândii și am coborât pe acolo direct la cabană. Un traseu foarte frumos, spectaculos, o coborâre foarte abruptă, dar acel versant este plin de rododendron înflorit în perioada asta. Extraordinar, este un spectacol de flori și de culori. Mulțumesc foarte mult, să ne vedem cu bine, până data viitoare. Te salut, pa, pa, ciao!